mai mulți dintre români înlocuiesc berea, vinul și țuica cu băuturile alcoolice mai deosebite, servite sub formă de cocktailuri. Din acest motiv, colega mea Georgiana Mihai l-a mers la un barman din București care i-a oferit 3 rețete ușor de făcut, numai bune pentru acasă. Astfel, ne vom putea surprinde invitații și vor fi perfecte pentru momentele petrecute cu cei dragi. Așteptat cu nerăbdare această zi, fiindcă îmi doresc de mult să învăț și eu să fac măcar câteva cocktailuri acasă, motiv pentru care astăzi o să-l rog pe Andrei să începem cu unul dintre cele mai iubite cocktailuri, și anume Hugo. Hugo își are originile într-o localitate mică din nordul Italiei și a fost creat ca alternativă la Aperol Spritz. Acesta a devenit foarte repede apreciat, fiind astăzi unul dintre cele mai populare mixuri din întreaga lume. Ingredientele cocktailului sunt prosecco, lichior de flori de soc, gheață, frunze de mentă și apă minerală. Vom lua un bol, vom pune full de gheață, este foarte important să începe cu gheața. Vom începe prima dată cu 10-15 ml de sirop de soc. Acum depinde de gustul fiecăruia. Unele persoane preferă mai dulce, se poate pune mai mult, altele mai amar. După aceea vom lua niște mentă, câteva frunze. Le vom bate puțin în palmă ca să eliminăm uleiurile volatile care dau gustul de mentă respectiv. Știm că sunt și acele siropuri de mentă. E în regulă dacă folosim în loc de menta proaspătă? Nu, menta proaspătă este esențială la acest cocktail. După aceea un squeeze de lime. Vom desface o sticlă de prosecco. Puteți să folosiți orice prosecco. Cât prosecco trebuie să punem? Trebuie lăsat un spațiu foarte mic până sus pentru un topul de apă minerală. Vom lua lingura, vom da un stir foarte ușor în jurul paharului ca să nu eliminăm aciditatea. Aciditatea este foarte importantă. Și vom termina cu un spring de mentă. Și dacă ar fi să vorbim despre domn, ce le recomand acestora? Acestea le recomand un gin pe bază de castravete, care este la fel foarte calitativ și merge perfect. De ce avem nevoie pentru el? Păi, în primul rând, luăm un pahar, la fel, full de gheață. După aceea vom începe cu măsura de gin, care este de 60 de ml. Vom pune câte slide, 2-3 rânduri de castravete, cam așa. Și vom încheia, foarte important, cu apa tonică. Și ca și garniș, eu prefer să-i pun un fluc deshidratat. Foarte simplu, lejer, imediat se prepară. Însă castravetele poate fi înlocuit cu zmeura dacă ne dorim să obținem un rezultat cu totul diferit. Să ghicesc, începem cu full de gheață? Da, cu full de gheață. Pentru un gust mai predant de zmeură și la fel, băutura să ginul fiind mai amar de fel și fiind o băutură consumată în special de către doamne, domnișoare, vom pune niște zmeură pe care o zdrobim așa foarte puțin. Lasă un gust foarte plăcut. Și vom adăuga câteva frunze de busuioc. Și de asemenea vom încheia cu apa tonică, care este de asemenea foarte importantă. Și la fel garnișul meu preferat, un fruct deshidratat, ca să încheiem. Ginul poate fi servit alături de pește, pui, paste cu legume și salată cu creveți. Spune, dacă în caz că, nu știu, nu avem în casă unul dintre ingredientele pe care tu ne le-ai spus, ne putem juca, mai putem înlocui, de exemplu, nu știu, aici în loc de zmeură am putea pune o căpșună sau... Sigur, fără niciun fel de probleme. Ginul este o băutură care îți permite să te joci cu el, să-ți alegi fructele pe care le dorești. Conform